Încă un pas către un acord istoric în privința migrației între statele membre ale Uniunii Europene. A fost semnat un acord politic care prevede că țările din prima linie, adică cele care se confruntă cu problema migranților, ar putea să accelereze soluționarea cererilor de azil și să trimită oamenii care ajung în spațiul Uniunii Europene către alte state. S-a ajuns la un acord, însă nu în unanimitate. Polonia și Ungaria, care nu vor să găzduiască refugiați din Orientul Mijlociu, și Africa au votat împotrivă. Austria, Cehia și Slovacia s-au abținut. De altfel, subiectul migrației este și cel care ne ține la poarta Schengen și cu care Austria ne tot blochează intrarea în spațiul de liberă circulație. Ce ar putea însemna acest acord pentru România, discutăm cu fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenția la noi în jurnal. Domnule Diaconescu, explicați-ne în ce cheie interpretați dumneavoastră această abținere a reprezentantului Austriei. Sigur, Austria încearcă să rămână consecventă unui tip de blocaj politic, filtru politic, pe care l-a susținut în ultima perioadă. Vreau să spun cât se poate de clar în ceea ce privește detaliile acestui acord, ce urmează de altfel să fie aprobat inclusiv de Parlamentul European, și problema accederii României și Bulgariei la acordul Schengen aproape nu există nicio legătură. Este artificială și forțată asocierea pe care Austria a făcut-o în dialogul internațional, tocmai pentru a muta subiectul cât se poate de clar din punct de vedere tehnic, adică aderarea Bulgariei și României la Schengen, într-o zonă complicată, cu foarte multe probleme, tensiuni și, evident, tocmai pentru a încerca să-și găsească un argument de blocaj. În acest moment, da, într-adevăr, este un acord interesant care, practic, permite o procedură accelerată de 4 săptămâni, statele din prima linie având, practic, posibilitatea să proceseze solicitările de azil privind persoane venite din zone de război, dezastre, calamități sau urgențe climatice, și după aceea să se procedeze la redistribuirea acestor solicitanți de azil spre alte state. Deci ne spuneți, practic, să ne așteptăm să continue acest blocaj pe tema Schengen. Da, după părerea mea, va continua câtă vreme nu există creată o masă critică puternică în favoarea României și Bulgariei, care să izoleze Austria pe acest mesaj, va continua blocajul. Bun, care sunt pașii odată cu atingerea acestui acord politic? Ce urmează, domnule Diaconescu? Un semnal în legătură cu solidaritatea. Pentru că, să ne amintim, prin acest acord, practic, se încheie o perioadă de 3 ani de argumente de tot felul, din diverse direcții, între statele membre, între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Și este de văzut, dincolo de înțelegerea formală din Granada, în ce măsură implementarea va fi posibilă. Experiența anului 2015 din această perspectivă este una extrem de complicată. Domnule ministru, mulțumesc mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicație.